Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare, dragilor! Vă invit astăzi la o etalare specială, o etalare cu previziuni precise pentru câțiva dintre dumneavoastră pentru anul 2022. Este o etalare generală și o etalare care nu se poate potrivi, bineînțeles, tuturor, însă nu puteți privi această etalare dacă dumneavoastră nu sunteți pregătiți să aflați anumite lucruri. Așadar, dacă nu sunteți pregătiți, ar fi bine să închideți acest videoclip și să nu-l vedeți acum, să-l vedeți în momentul în care veți fi pregătiți, da? Sau să nu-l vedeți deloc dacă nu credeți în aceste lucruri. Acum, pentru a începe acest videoclip, am nevoie să intru în energia anului 2022. Și pentru acest lucru voi utiliza energia bulului tibetan. Ok, dragii mei, haideți să începem. Ok, perfect, dragilor. Așadar, acestea vor fi previziunile pentru anul 2022. Mă voi uita la ceea ce lăsați în urmă sau ce ar trebui să lăsați în urmă, pentru că nu majoritatea dintre voi puteți renunța la anumite lucruri în vederea beneficiarii de noi lucruri în anul 2022. Așadar, haideți să vedem un pic câteva cărți despre trecut, despre ce trebuie să renunțați, ce trebuie făcut pentru a intra în 2022 cu o energie benefică, cu o energie înaltă, o vibrație pentru prosperitate. Îngerii sunt alături de noi prin această candelă, prin această lumânare. Haideți să vedem ce trebuie să lăsați în urmă în 2022 pentru a avea această prosperitate. Trebuie să lăsați în urmă o nesiguranță a dumneavoastră în ceea ce privește o căsătorie, legi, reguli și dorința dumneavoastră de a nu urma aceste reguli. Anul 2022 va fi un an în care regulile se impun, în care vorbim despre restricții, despre legi, despre guvern, despre severitate. Trebuie să lăsați în urmă o parte dintre voi, bineînțeles, cei care nu v-ați supus acestor reguli, acestor legi sau care nu ați crezut în ele sau nu ați crezut într-o căsătorie. Se pare că veți continua această căsătorie dacă e vorba despre o căsătorie, o veți continua dacă vă doriți, bineînțeles. Dacă nu, o parte dintre voi în anul 2022 veți divorța, veți renunța la această căsătorie și veți depune actele de divorț. Un divorț pe care nu l-ați dorit sau nu ați crezut că va fi prosper, trebuie să renunțați la acest gând. Dacă vă gândiți că pierdeți ceva în urma acestui divorț, vă înșelați, veți fi câștigători, veți triumfa. De asemenea, veți triumfa renunțând la
acea idee că restricții, legi, reguli nu sunt bune și veți intra în această, în ghilimele, o nouă normă și veți avea prosperitate, veți avea succes. O parte dintre dumneavoastră, repet, veți renunța la un trio cu o persoană care este căsătorită sau o căsătorie care implică un trio. Veți renunța la, sau va trebui să renunțați la o instabilitate financiară. O să vă gândiți mult mai bine cum să prețuiți banii prin a nu-i mai cheltui. Atenție, nu ai pune deoparte prin a nu-i mai cheltui pe lucruri inutile. Acolo unde este cazul, deci veți renunța la aceste cheltuieli în exces în anul 2022. Veți renunța, bineînțeles, la ideea că nu veți găsi sufletul pereche, pentru că iată, 2022 va aduce persoana potrivită în viața dumneavoastră sau, repet, dacă sunteți deja într-un cuplu sau într-o căsătorie și dumneavoastră vă doriți această căsătorie, ea va dăinui, sau această relație cu acest suflet pereche, ea va dăinui această relație, această conexiune. Pentru alții, cei care nu aveți pe nimeni și aveți gânduri negative și oarecum îndoieli privind găsirea sufletului pereche, v-aș zice să vă mai gândiți, pentru că veți găsi această persoană. Nu vă mai gândiți că nu aveți forța necesară să reușiți anumite proiecte. Nu știu, ce vreți dumneavoastră să reușiți, voi știți că este pe plan sentimental sau nu, aveți impresia că nu reușiți, că nu sunteți capabili, că nu mai aveți forță, nu mai aveți putere să duceți la capăt, vă înșelați. Vă înșelați, trebuie să renunțați la această idee pentru că vă dăunează, voi aveți tot ce vă trebuie, toate aturile de partea dumneavoastră să reușiți. Nu mă interesează ce proiect aveți, voi știți foarte bine, nu sunt aici să vorbesc despre proiectele voastre, dar sunt aici să vorbesc despre această energie a voastră care este una joasă, pentru că nu mai aveți încredere în voi, în și vă și în propria dumneavoastră forță. Îmi pare rău să vă spun, nu este așa. Forța este acolo în interiorul vostru, trebuie doar să o aprindeți. Ok? Trebuie doar să aprindeți această forță pentru că veți reuși. Veți reuși. Haideți să vedem acum, cam la aceste elemente ar trebui să renunțați ca să aveți un an prosper 2022. Bineînțeles, voi veți face cum credeți că este bine pentru voi. Eu sunt doar aici să vă dau sfaturi și să citesc energia cărților, dar voi știți mai bine viața dumneavoastră. Haideți să vedem anul 2022, previziunile, vă rog frumos, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care se uită la această etalare în acest moment, care sunt previziunile pentru 2022. Ok, o carte a căzut. Wow! Mulți dintre voi vă veți dezvolta intuiția. Intuiția dumneavoastră o să se dezvolte sau cel puțin o să aveți încredere în această intuiție, pentru că o parte dintre voi ați uitat acest lucru și veți lăsa mintea, vă veți lăsa mintea pur și simplu liberă la dezvoltarea acestei intuiții, căci fără eliberarea mentalului nu puteți elibera intuiția din interiorul dumneavoastră, merg mână în mână și iată că 2022 veți avea această forță și această capacitate, veți accesa ceea ce v-a fost inaccesibil până în acest moment, da? Ceea ce nu s-a putut împlini în viața dumneavoastră datorită unor conjuncturi externe nefavorabile, datorită unor blocaje, nu știu. În anul 2022 veți putea accesa, veți putea avea așadar acces, o cale deschisă, ușa deschisă la tot ceea ce v-a fost închis până acum.
Tot ce a fost inaccesibil până în anul 2022, iată că se va deschide drumul foarte, foarte, foarte frumos. Foarte frumos, dragii mei, o energie extrem de frumoasă. Încă o carte. Haideți să vedem. Ok, aceasta. Veți, nu, cum să vă spun, prosperitate va fi, uitați-vă la această albină și v-am spus, veți face în așa fel încât, în primul rând, cheltuielile să le diminuați. Nu că nu o să vă mai satisfaceți, eu știu, nu știu ce dorințe și nu știu ce nevoi, dar nu o să mai cheltuiți în exces pe nimic. 2. La mână veți întâlni acest suflet perechi și veți renunța, dacă veți renunța la această idee negativă, cum că nu veți întâlni această persoană, nu veți avea această prosperitate. Pentru că prosperitate nu înseamnă doar prezența banilor și al lucrurilor materiale, ci și prezența sentimentală a persoanei iubite. Prin această albină aici văd acest lucru. Deci veți avea acces la această prosperitate. Prosperitate, așteptați-vă la prosperitate în viața dumneavoastră, însă, 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 atenție, pentru că trebuie să vă avertizez că această prosperitate nu vine de la sine, ci dumneavoastră va trebui să oferiți ceva în schimbul vostru. Va fi un schimb de energie pe care trebuie să fiți dispuși să îl faceți, ok? Dacă nu sunteți dispuși la acest schimb de energie și nu veți transmite prin a oferi, nu contează ce, că aici nu mă refer la bani, dar să oferiți oamenilor din jurul dumneavoastră sau oamenilor în nevoie, care au nevoie, că sunt prieteni, că sunt vecini de pe scara blocului, de la casă unde stați, că e persoana iubită, că e familie, nu mai contează. Și nu mă refer la bani, mă refer și la informație și la, nu știu, o mână de ajutor, nu mai contează la ce. Dacă dumneavoastră nu transmiteți, nu oferiți anturajului dumneavoastră, nu veți putea primi. Da? Pentru ca albina să facă miere, ea trebuie mai întâi să culeagă din natură. Deci natura trebuie să-i ofere pentru ca albina să ofere la rândul său. Deci trebuie să faceți acest lucru sau este necesar să faceți acest lucru. Când zic trebuie, mă refer la necesitatea acestei energii pentru ca voi să beneficiați de prosperitate și așteptați-vă la miracolul prosperității și la miracolul ușilor care până acum v-au fost închise să fie deschise pentru voi, că e pe plan sentimental, financiar, material, carieră, business, etică, nu contează. Așteptați-vă să fie deschisă poarta acestui miracol a inaccesibilului. Ok. Anul 2022 va veni cu inteligența dumneavoastră de a putea să măturați lucruri inutile din viața voastră, lucruri, segmente, persoane, situații și să vă simțiți bine și fără ca să suferiți, fără să fiți în durere. Dacă veți putea mătura și face curățenie în viața dumneavoastră, durere nu veți mai cunoaște în anul 2022. Suferință, mă refer. Veți beneficia de creativitate. Această, însă, creativitate, iarăși, trebuie să vă avertizez, nu vine decât dacă dumneavoastră aveți o conexiune cu divinitatea. Dacă lăsați și permiteți energiei să circule, noastră veți primi resursele necesare. Dacă nu și nu aveți această legătură, nu o să primiți această creativitate. Și când mă refer la creativitate, sunt idei, sunt lucruri care vă vin pur și simplu în minte pentru succesul dumneavoastră. Și sunt lucruri care vin din exterior. O energie care circulă de la divinitate,
prin intermediul intuiției dumneavoastră. Deci odată trebuie să aveți această comuniune cu Dumnezeu spirituală, dezvoltarea intuiției ulterioară, pentru ca să beneficiați de această creativitate. Așadar, un an 2022 plin de prosperitate, dragilor. Ce altceva mai avem ca previziuni pentru voi pentru anul 2022? Previziuni pentru toți telespectatorii mei, pentru toți abonații acestui canal. Ce mai trebuie aceștia să afle? Care sunt liniile mari ale acestui an? Va trebui să vă protejați voi înși vă și persoanele pe care le-a iubit sau la ceea ce țineți voi. Trebuie să faceți această protecție prin puterile pe care le veți primi de la Dumnezeu, forța și curajul. Ăștia sunt două lucruri care vor aduce această creativitate în față, forța, curajul, care vor forma acea buclă de protecție. Și veți avea noroc. Formându-se această bulă de protecție, nimeni și nimic nu vă poate atinge, nici măcar acea durere. Veți beneficia de o imaginație bogată. Și ce mă refer la ce mă refer când zic o imaginație bogată, mă refer la faptul că veți fi liberi să gândiți în anumite circumstanțe așa cum trebuie să gândiți pentru voi și pentru cei dragi vouă. Ceea ce veți gândi voi și ce idei veți avea sunt extraordinar de bune, dar și această imaginație și aceste idei vin cu un schimb de energie și acela al mulțumirii. Va trebui să mulțumiți divinității pentru a primi acest dar. Da? Haideți să vedem în continuare anul 2022 pentru toți abonații, pentru toate persoanele care se uită acum. Anul 2022, previziuni, cum va fi anul pentru aceștia. Ce trebuie să știe în acest moment? Veți avea anumite conflicte cu persoane cu care nu o să vă așteptați. Da? Mai bine vă avertizez decât să nu vă avertizez. Și conflicte cu niște persoane pe care nu neapărat că nu le cunoașteți, dar nu vă așteptați să aveți aceste conflicte, însă sunteți protejați. N-aveți de ce să vă faceți griji, inclusiv de aici. Ați văzut că există această protecție divină, dar voi trebuie să creați această protecție. Așteptați-vă să aveți abundență în viața dumneavoastră, materială, spirituală și sentimentală. Așteptați-vă la această abundență și la niște secrete care vă vor ajuta. Niște secrete pe care ori voi le dețineți, ori cineva vine să vi le comunice, dar sunt secrete care vor încheia ceva și vor începe un nou capitol. Deci nu știu despre ce este vorba, voi veți vedea în anul 2022, dar are legătură cu anumite secrete. Haideți să vedem în continuare ce mai putem afla, dacă putem afla un pic despre aceste conflicte, dacă ne puteți arăta despre conflicte. Un conflict într-o uniune, în dorința de a repara lucrurile cu o anumită persoană sau în dorința de a elibera de o anumită persoană și o anumită relație sau situație. Veți avea abilitatea de a trece acest pod sau veți avea abilitatea de a rămâne și a lupta în continuare pentru ceea ce vă doriți. Conflicte privind viața dumneavoastră în general. Se pare că intrați în conflict de interese și de o divergență de opinie cu
aproape multă lume din jurul dumneavoastră și pentru că încercați să convingeți anumite persoane că ceea ce spuneți voi, ceea ce știți voi este adevărat și voi dețineți adevărul, ori acest lucru o să vă aducă un pic de frustrare interioară pentru că nu toată lumea este la fel. Și veți înțelege în acest an, 2022, că viața este mult mai simplă decât încercăm noi să, nu știu, pentru că noi avem impresia că dacă vrem să rezolvăm lucrurile, ne simplificăm viața. Ori nu facem altceva decât să ne încărcăm cu altceva. Viața este mult mai simplă. Și dacă suntem în fața unei decizii, trebuie să luăm decizia respectivă la momentul respectiv, iar Dumnezeu o să ne arate pe parcurs dacă drumul pe care l-am ales este unul bun sau nu. Să nu mai ne gândim, trebuie să merg acolo sau să nu merg, trebuie să fac asta sau să nu fac. Începeți să faceți lucrurile și vedeți dumneavoastră ce vă va arăta Dumnezeu. Veți avea conflicte și frustrări legate de călătorii. Unele călătorii nu o să mai fie libere sau nu o să fiți liberi la aceste călătorii și o să aveți un pic nervi. O să aveți conflicte privind obiceiul dumneavoastră de a vă distra. Nu o să mai aveți această posibilitate să mergeți la, nu știu, la petreceri sau să vă distrați sau pentru, din diverse motive, da? Nu știu care vor fi astea, dar veți avea conflicte legate de acest lucru. Haideți să vedem aceste secrete, despre ce este vorba. Secretul este faptul că ați încercat să aflați lucruri mult mai rapid decât ar fi trebuit. Și atunci, anul 2022, vor exista momente în care veți frâna aceste lucruri, fie veți păstra aceste secrete, fie persoanele respective vor păstra aceste secrete, pentru că nu pot apărea chiar așa când vreți dumneavoastră. Sunt informații pe care nu le știți, da? Și le veți afla, dar la momentul potrivit. Va fi un an în care, dacă aveți o idee și vreți să porniți într-o aventură de afacere, relație și așa mai departe, nu spuneți la nimeni. Porniți în această aventură voi. După care, pe parcurs, luați oamenii sau puneți, comunicați oamenilor, dar nu din prima, da? Deci nu din prima, dacă aveți un plan, nu-l comunicați. Duceți-l în secret până când acesta este pus în aplicare. Va fi un secret pe care îl veți deține fie în legătură cu o persoană din străinătate sau care se află într-o altă țară în afara diferită de voi, de țara dumneavoastră, un secret legat de o călătorie sau de stabilirea în străinătate, un secret legat de noi orizonturi care se deschid și noi oportunități. Și foarte bine faceți acest lucru. Deci păstrați aceste secrete, pentru că nu este momentul să le dezvăluiți. O să vedeți când o să vină momentul, Dumnezeu o să vă arate acel timp, acel moment. Însă deocamdată nu precipitați lucrurile, orice este legat de secret și de planuri pe care le aveți, informații, noi începuturi, noi orizonturi, noi oportunități și în legătură cu țări din dată, o țară sau un proiect legat de o țară sau oameni din afara țării unde locuiți. Ce mai aflăm în 2022? Veți primi nu neapărat un cadou. Dar veți primi o cerere în căsătorie de la o persoană. Nu știu dacă o să vă așteptați la lucrul ăsta, dar veți primi această cerere de căsătorie și asta în primele 7 luni ale anului 2022. În prima parte a anului
o parte dintre dumneavoastră o să vă mai gândiți la o legătură karmică cu o persoană și la blocajul acestei legături karmice, însă în primele 3 luni ale anului 2022 există posibilitatea să vă mutați într-o țară departe sau să plecați de unde sunteți într-un loc îndepărtat. Da? Deci vă îndepărtați de locul în care sunteți acum, în primele, foarte mare posibilitate, în primele 3 luni ale anului 2022, dacă nu, după 15 ianuarie, da? 15 ianuarie, 15 martie, veți pleca. O să vedeți, nu o să-i mai ascultați pe alții, da? Pe cei din anturajul vostru, cei care simțiți că au o energie negativă, nu o să-i mai ascultați. O să faceți ceea ce știți dumneavoastră, că este bine pentru voi și bine faceți. Și cei care sunteți singuri, veți fi în cuplu. Până la sfârșitul anului 2022 veți forma un cuplu cu o persoană, fie o persoană din trecut, fie o persoană nouă. Dragii mei, acestea sunt energiile anului 2022 în linii mari. Foarte multe informații, sper că sunt de prisos pentru majoritatea dintre dumneavoastră. Mă bucur că ați fost pregătiți, cei care ați urmărit această etalare, ați fost pregătiți să aflați aceste lucruri, pentru că nu toată lumea este pregătită să afle ce se va întâmpla. Iată că dumneavoastră ați avut acest curaj să vă uitați la această etalare și mulțumesc pentru curajul de care ați dat dovadă. Vă las cu bine, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume și un an 2022 cât mai prosper. La revedere, dragilor, numai bine!